Mult așteptatul moment al retragerii cu torțe s-a întâmplat în jurul orei 19 după spectacolul oferit de Ziua Națională. Zeci de pompieri însoțiți de fanfara Carpathian Band au defilat în zona centrală a municipiului Reședință de Județ. Poate la fel de așteptat a fost și aprinderea iluminatului festiv de Crăciun oferit de municipalitate în fiecare an înainte de concertul interpretei de muzică ușoară Elena Gheorghe.